conecta orășelul de la apă. Pentru că n-a fost achitată energie electrică și a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. În cadrul acestei comisii, eu am fost împuternicit să informez conducerea țării vis-a-vis de situația din orășelul Brudieni și în genere despre situația de alimentație cu apă a raionului Brudieni. În acest context, din porunca primului ministru, un șef de ministerie, este vorba de Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Cancelarea de Stat, au precautat această chestiune și ultima, care este de partea Guvernului și în special din partea Ministerului Mediului, pentru Raionul Brudieni, se propune următoarele. La urmărarea situației create, recomandăm autorităților administrației publice locale pe viitor să prevadă alte proiecte de alternativă pentru asigurarea Raionului cu apă potabilă ca să nu fie dependentă de numai un furnizor. În acest context, această poruncă a fost dată la Departamentul Apelor Moldovei, la care am fost invitat pentru consultări, unde s-a acordat o oportunitate pentru Raionul Brudieni de a participa în proiectul regional Aquanord. Proiectul regional Aquanord este un proiect finanțat din fondurile europene sub monitorizarea Guvernului Republicii Moldova. Acest proiect presupune conectarea raioanelor Brudieni într-o rețea de aprovizionare cu apă. Acest proiect este împărțit în două etape. Prima etapă este vorba de raionul Soroca, Florești, Bălți, Sângerei, Ștelenești. Și a doilea etapă, raionul Drochea și raionul Râșcani. Este vorba de conectarea acestor raioane cu apa, cu priza de apă din râul Nistru. În acest context, eu pun la discuția dumneavoastră oportunitatea care ne se oferă nouă raionului Brudieni, pentru a participa în acest proiect care deja este finanțat. Care sunt argumentele? Unul dintre argumente aș vedea în special ce ține de satele din zona Bălțului, care în majoritatea lor au rețea internă în sate, dar folosesc apa de sondă, una care are calitățile unei ape tehnice. Această apă venită de la Bălț a rezolvat unele probleme la acest capitol. A doilea argument. Studiul de prefezabilitate a raionului Brudieni presupune următoarele costuri. Pentru construcția totală a rețelei de aprovizionare de apă este nevoie de 301.692.000 lei. Este o sumă mare și este evident că dintr-o sursă, o astfel de sursă financiară este greu de obținut. De aceea s-a propus și la diferite primării, ca exemplu, și primăria cu bani și primăria cu bieni, ca să-și construiască rețelele sale, ca apoi, având diferite prize de alternativă, fie de la Nid, fie de la Prut, satele acestea să aibă apă potabilă. În situația când avem, în opinia mea cel puțin, când avem diferite alternative, atunci putem să negociem și costurile apelor care sunt date. Noi știți și dumneavoastră că avem un anumit cost raionul Brudieni. Mai mult ca atât, eu am informat anterior, v-am informat cu dumneavoastră, privind proiectul împreună cu REC Budapesta, la capitolul mediu.
În urma acestui proiect, raionul nostru va beneficia de sursă financiară. Și eu cred că chiar în luna septembrie, cel puțin eu am discutat săptămâna aceasta, săptămâna trecută cu donatorul, la care am spus că astăzi avem ședința Consiliului și era bine dacă erau și ei prezenți. Dar mi-au spus în felul următor, că o să vin atunci când o să fie gata cu proiectul. Proiectul se presupune să fie gata în luna septembrie. În urma acestui proiect, noi putem beneficia de surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic de aprovizionare a raionului Budeni. Cu acest document, care se numește proiectul tehnic, noi o să putem o să fim mai eligibili, să spunem, sau o să devenim eligibili pentru accesarea de fonduri. Dar ca o măsură de excepție, ca o măsură în situații de criză care a apărut, propun ca raionul Budeni să, ca Consiliul Raional, să intervenim către Guvern pentru solicitarea de a fi incluși în acest proiect Aquanor. Cea mai bună apă în Europa, Prut. Mai bine să fie că să unim pentru raionul Budeni apa din Prut. Sunt conștient de lucrul ăsta. Aici este vorba de altceva. Este un proiect deja care este demarat, cu susținere financiară. Noi, din păcate, pentru a accesa fonduri, este nevoie în prima etapă, avem o etapă, pentru elaborarea proiectului tehnic. Proiectul ăsta mare, care se numește Aquanor, în obiectivele proiectului, este și proiectarea, și lucrările, și aprovizionarea. Eu asta am ieșit fiind împuternicit de Comisia pentru Situații Excepționale. Și de ce? Eu sunt conștient. Sunt conștient de calitatea apei râului din Prut și calitatea apei din râul Nisul. Mai mult ca atât. Noi, fiind membri acestui program, eu nu exclud și alt fapt. Noi putem tot să punem niște condiții. Că noi am făcut, fiind membri acestui program, acestui proiect mare, să insistăm ca Valea Prutului, partea asta din nord a Raioanei, să marcă paralel cu Nistru pentru Raionul Budeni și Raionul Râșcari. Eu asta o zic ca propunere. Eu încă nu cunosc posibilitățile. Toate posibilitățile astea, noi să le cunoaștem împreună cu dumneavoastră. Acum însă, este finanțat, este vorba de 30 de milioane de euro, care deja au demarat și se începe construcția acestui abedul. Dacă chiar și noi aderăm la acest proiect, asta nu înseamnă că asta se va întâmpla mâine. Asta va fi cel puțin în 2-3 ani. Dar, în opinia mea, acum, dacă ne se propune, trebuie să o acceptăm. Pentru că, în altă eventuală situație de criză, adresarea noastră către organele țării va fi una simplă. Noi v-am propus, dumneavoastră să refuzați, descurcați-vă cum doriți. De ce își propun? Asta nu înseamnă că noi, dacă să dea Domnul să fie așa, să obținem astea 300 de milioane de lei, dintr-un fond, presupunem, las fi, suntem de lucrul ăsta. Și noi, dacă obținem banii ăștia, nimeni nu ne obligă să fim anume ostatici la proiectul cel. Cea mai mare greșeală care am putea o noi face este ca să ne orientăm la susținerea sau nesusținerea acestui proiect de decizie, reieșând din interese de grup sau de partid. Problema apei potabile în raionul Budeni, importanța și cât este de complicată dumneavoastră o cunoașteți, pentru că mulți ați fost consilieri în mai multe componente, mulți activați, aveți o prezență socială în comunitate și știți ce, cât e de importantă această problemă. De aceea, primul argument pe care vreau să vă-l aduc împotriva proiectului de decizie este faptul că o asemenea problemă de importantă nu poate fi examinată într-un timp scurt. Este nevoie ca să consultăm și opinia publică, și primarii din localitate, și nu în ultimul rând, dar poate chiar în primul rând, specialiștii de la Institutul de Proiectări Aqua Proiect. Pentru că anume aceștia au elaborat studiile de fizabilitate și nu prefizabilitate, chiar am sunat azi în colț, găi, voi aveți așa noțiune, studii de prefizabilitate. Îi spun că nu,
prefizibilitate este atunci când venim la fața locului și facem concluzii vizuale. Dar documentar este noțiunea numai de studii de fizibilitate. Și fără ca să discutăm cu specialiști care au elaborat aceste studii, ar fi o mare greșeală să luăm o poziție sau alta. Vreau să spun că proiectul de fizibilitate respectiv a fost expertizat de către toate organele de stat care au atribuții cu asigurare cu apă potabilă, inclusiv și sanitaria, și mediul, și componenta asta tehnică. Deci toți s-au pus viza pe acest studiu. Când am adus noi în raion, le-am pus în bagaj cu mașini, că nu încăpeau mapele astea. S-au plătit 408.000 lei. 408.000 lei. Și acum, când se spune că noi, aderând la conducta de apă dinspre Soroca, noi nu refuzăm de asigurare cu apă potabilă de la Prut, asta e o mare greșeală, pentru că atunci când noi votăm că aderăm această conductă, ei sunt obligați să facă niște modificări în executarea lucrărilor, pentru că prin decizia noastră noi arătăm că se adaugă un teritoriu cu 60.000 de consumatori, populații. Și ei nu poate să rămâi fără urmă. Nu? Dacă am votat acolo, înseamnă că noi punem punct pe varianta asigurării cu apă potabilă de Prut. Nu poate să existe două, nu poți să mergi în același timp în două direcții. Mie mi-este greu asta să imaginez că într-o bună zi, fie peste 5, peste 6, peste 7 ani de zile, în orășelul Glodeni, unde lumea de acum de ani de zile, o bună parte din oameni consumă apă de la Prut, într-o bună zi deschid robinetul și a scurgă apă de la Nistru. Pentru că calitatea apei de la Nistru și de la Prut este foarte diferită. Și încă mai greu îmi este să înțeleg cam ce să se gândească oamenii din lunga Prutului, de la Cobani, de la Cucunești, de la Vișoara, Balatina, când a spune și, băi, voi spuneți apă de la Prut. Ei stau pe malul Prutului, de la Nistru, stau pe malul Prutului și beau apă de la Nistru. Cam care poate fi logica economică în această variantă? Eu consider că cine a consultat pe domnul președinte nu este cunoscător în domeniu, are un interes pur și simplu că să mărească numărul de consumatori în ceea ce privește utilizarea conductei care se construiește de la Soroca și nici pe departe nu se gândește la interesul comunităților care se află pe teritoriul, astăzi se numește raionul Glodeni. Și cu atât mai mult nu se gândește la interesul făbrișii de zahăr. Pentru că noi dacă o să disconsiderăm fabrica de zahăr în acest context, e pur și simplu nu se mai regăsește în procesul ăsta de asigurare cu apă potabilă. Dacă să ne imaginăm că vine conducta de la Bălți, se conectează direct cu întreprinderea comunală, dar ce facem cu apele reziduale, cu canalizarea? Oare dumneavoastră credeți că fabrica de zahăr o să fie înlăturată de la asigurare cu apă, care este un serviciu? Și a zis, hai, dați gunoi la mine, că eu am să fac curăț. Noi trebuie să ținem cont de lucrurile astea sau nu trebuie să ținem cont? Vreau să vă spun că ar fi corect ca la următoarea ședință să fie invitați și aceiași de la Ministerul Mediului, eu nu mai vorbesc de specialiștii de la Aqua Proiect, Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale, dacă ei o să consideră că, uite, nu este altă variantă, că noi altă alternativă nu avem, nu o să avem încotro. Dar eu astăzi, nu de atât că vreau să mă exprim și să mă arăt, afișez în fața dumneavoastră, că am mare poziție, că sunt mare deștept, că am făcut noi atunci studii de fizibilitate. Nu de atât. Eu, într-adevăr, atât de mult vreau să zic că sunt convins că specialiștii atunci când au elaborat, au ținut cont nu de ambățul președintelui, când eram eu, că noi nu le-am spus de unde e apa. Noi le-am spus, uite, veniți și faceți studii de fizibilitate. Și ei au examinat mai multe variante. Și vreau să vă aduc la cunoștință câteva. Deci, prima variantă a fost ca să asigurăm cu apă potabilă prin intermediul făbrișii de zahăr, conducta respectivă, partea asta dinspre Prut, partea dinspre Bălți, deci s-a examinat că să fie conectată la conducta despre care vorbim noi. Când au făcut ei calculi, că au făcut o sumedenie de calcule acolo, au constatat că apa o să fie mai scumpă pentru partea asta de raion spre Bălți, dacă o să fie asigurată de la conducta Soroca-Bălți.
Asta au fost concluziile lor. A doua variantă care au examinat-o. Cândva în regiunea satului Struzovcu a fost un bazin subteran de apă mare, care a fost examinat cu 10 de ani în urmă. Și ei aveau rezultatele încă de vremurile acelea și s-au consultat cu cei care studiază calitatea apelor de adâncime și au constatat că bazinul respectiv există, dar calitatea apelor nu mai este aceeași. Și atunci s-a ajuns la concluzia că o parte din raionul Glodeni urmează să fie asigurată cu apă prin intermediul Păpășii de Zahăr de la conducta existentă, undeva 70% din localități. Restul este necesar, așa arată studii de vizabilitate pe care le-ați văzut și pe sală și mulți primarii, majoritatea le-au la îndemână. Restul urmează să construiască suplimentar o stație de pompare și purificare a apei lângă satul Cobani, care să asigure cu apă începând cu Camenca și terminând cu Ciciulea, toată zona asta. Pentru că capacitatea de pompare astăzi la Făpăștii de Zahăr la pompa respectivă este de 8.000 de cuburi. Noi consumăm numai 6-700 de cuburi pe sutcă. Și nici nu poate să fie apa asta ieftină. Ea nu poate să fie ieftină. Ca să fie ieftină trebuie să reducem pierderile și să mărim numărul de consumatori. Din aceste considerente, eu rămân pe poziția că întrebarea respectivă, poziții oricare, un vot categoric, conștient că noi nu facem greșeală și nu mergem împotriva noastră și a oamenilor pe care îi reprezentăm, este ca noi să consultăm suplimentar problema respectivă și dacă într-adevăr specialiștii o să consideră că studiile astea de fizabilitate care au fost efectuate, ele nu mai sunt folosibile, o să votăm, dar conștient, că uite, nu e altă ieșire. Astăzi noi o să facem mare greșeală. Și vreau să vă spun că istoria cu studiile astea de fizabilitate. În 2003, când s-a format Raionul Glodeni, dacă vă amintiți, până la Raion, orășelul Glodeni, a fost asigurat cu apă din fântâni arteziene, Iuri Sergheie și Pilocăși. Așa au fost. Era grozăvii mari. Și când s-a format Raion, atunci domnul Gorodin, care era președinte, noi am văzut ce spate făcută ca să ne asigurăm cu apă. Da, primul lucru care s-a făcut atunci de către administrație a fost să ne întoarcem la apa din prut. Asta a fost primul lucru. Dar studiind problema, noi am ajuns la concluzia că în cazul când noi nu reușim să reducem pierderile în rețeaua din orașul Glodeni existentă, că atunci pierderile în rețea erau undeva 70-75% dintr-o 100 de litri de apă care cumpăra întreprinderea comunală de la fabrica de zahăr, undeva 25-30 ajungeau la consumator, restul se pierdeau în rețea. Și de atâta, peste o bucată de timp, am convenit și l-am rugat pe domnul Gurduza, pentru că Dumitru Antonici Mocanu, Dumnezeu să-l ierte, era bolnav și nu putea să se implice în activitățile astea de colaborare cu Institutul de Proiectare Aqua Proiect. S-a făcut, într-adevăr, întâi studii de prefizibilitate și au venit specialiști în teritoriu, au studiat documentația la Pojăca, una altă acolo. Abia pe urmă s-a făcut comandă de primăria orașului Glodeni și s-a făcut proiectul, s-a obținut bani și cu părere de rău, noi de-am 3 ani zile nu lucrăm la pieductul respectiv. Dar astăzi, puteți întreba specialiștii de la Pojăca, pierderile în rețea nu depășesc 30, nu maxim 35%, nu 70. Și dacă ați observat, din 2011, în primăria Glodeni, în ședința consiliilor, nu se mai discută cum se discută în tătanul majorarea prețurilor la apă. Asta este o realitate, pot să nu o recunoască numai un nătărău. Deci noi am știut ce trebuie să facem, pentru că asta a fost prima etapă. A doua etapă a fost studii de fizabilitate pentru Raion. Și a treia etapă urma să fie, eu foarte mult am sperat și am expediat și documente împreună cu colegii de la construcții, de la secția economie, mulți consilieri cunosc că am făcut o solicitare de finanțare la Euroregiunea Prutul de Sus, am făcut-o în limba engleză, am prezentat-o acolo la Consiliu, n-am mai primit răspuns, ne-am deplasat, am cerut acolo. Adică noi am vrut ca să facem prima localitate Hâșlieni, cu 32-34 de milioane de lei costul, pentru că studiile astea, știți, și prevăd, ei nu prevăd că se dă apă. Fără ca să n-ai canalizare, nu-ți dă apă, nu-ți dă bani să faci. Ele merg concomitent. Pentru că astăzi noi ce facem? Dăm milioane de lei și lărgim rețeaua și asta e bun lucru.
Dar odată ce lărgim rețeaua, mărim consumul. Mărim consumul, mărim și numărul de fântâni de astea de acumulare a apii folosite deja. Unii se duci ei. Se duci tot în fântâni și din apă necalitativă care o avem azi în fântânile astea de mină, se face încă mai rău. Bani cheltuim, apa din rețea nu o putem consuma pentru că conține flor, dar asta din fântâni o murdărim și mai tare. Păi, care-i logica? De atâta, eu consider că specialiștii care ne-au consultat pe noi și au elaborat studiile astea, ei s-au gândit foarte bine. Și spuneți dumneavoastră, chiar n-am putut noi să dăm 1.300.000 de lei să facem un proiect pe satul Hâșdieni, ca să avem un exemplu. Pentru că costă undeva 1.000.000, 1.400.000 proiectare. Și dacă... Eu închei. E o chestie destul de importantă și nu vorbesc povești. Eu nu spun presupuneri și gânduri. Eu spun niște lucruri care le-am trecut și care lumea le cunoaște. Deci, cu Hâșdieni, dacă noi am avea proiect, astăzi putem solicita prin ambasada Austriei, care dau granturi. Puteți să verificați în rețeaua asta internet, este un site, eu o să vă dau și cum se numește el, de la 2 până la 3 milioane de euro pentru localitate, pentru asigurare cu apă și canalizare. Nu, nici nu ne trebuie 2 milioane de euro pentru Hâșdieni. Dar vorbesc de Hâșdieni numai de atâta pentru că el e cel mai aproape. Dar să-l avem ca exemplu. Și am făcut într-un sat și apă și canalizare și pe unul facem drumuri și mergem înainte ca niște oameni civilizați. Iată, noi, asta a fost conceptul de dezvoltare a rețelei de asigurare cu apă potabilă, dar nu vrem înșchi, azi punem apă, mâini, canalizare, pe urmă facem drumuri și așa mai departe. De aceea, eu, încă o dată repet, nu o să-mi fie deloc vizuitor dacă cineva o susțină varianta respectivă pe care o consider negândită, necântărită, nejustificată. O să-mi pare rău, pur și simplu, dacă cineva o să voteze pur și simplu din interes de grup și de partid, pentru că aici nu e vorba de partid, e vorba de noi, de oameni, de felul ce apă să consumăm noi pe 15, dar nu noi, alți care îți vii după noi. În Consiliul precedent, noi, după cum v-ați spus, am făcut un proiect, șala care s-a dus, a făcut, merge vorba de proiectare, de dare apă din prut. El, unde se găsește toate materialele astea, cum v-ați spus, grămadă de materiale adus, toate da. Coașe, se găsesc aici în Consiliul. Da. Da. Zic că ele sunt lucrativi. Da. Dar de ce nu-s folosite? A doilea întrebare, dacă noi atunci în Consiliul și-a hotărât și tot ați făcut, dacă noi, de pildă, acum ia, facem pasul ăsta și întreb cu ce de asta la apă nord, așelea se duc la râpă sau cum? La noi se vor formește două proiecte, și aici și așa acolo, vrem ca să ne ducem și acolo și încoace. Lămurit, cum să fie? Tamam că e straniu, ca să zic așa, la cubanchea, ce apă de la Soroca. Specialiștii au spus că nu vă dăm niciun ban pentru așa. Dăm bani numai în cazul când vedem că am intervenit și o localitate simte efectul civilizat a intervenției respective. De atâta, în privința durabilității acestor materiale, ele sunt elaborate pe fiecare localitate în parte. Și chiar dacă s-ar aduce apă de la Nistru, spun eu, cred că nu o să ajungem la ceva, dar mă rog, dar nu tot e posibil. Studiile de fizabilitate țin de localitate și ele prevăd rețeaua de apă și de canalizare și stații de epurare a deșeurilor, a apelor reziduale. Adică, indiferent ce apă n-ar veni acolo, e intră în rețeaua asta. Adică alt studiu de fizabilitate nu e nevoie să-l faci, pentru că el deja există și este în Consiliul Raional și este în fiecare primărie. Și este la institutul care a realizat proiectul respectiv. Posibilitatea economică, potențială economică, mâine, poimâine, acum este mai mare a Aqua Nord sau a proiectului ăsta, a peductului de la Prut, pentru purificarea apei, reieșând din volumul de lucrări. Cum credeți, doamne? Eu știu că despre conducta respectivă să vorbim cât de când prim-ministru era domnul Tarlev. E chestie foarte voluminoasă, foarte mare. Noi de acum suntem în 2014 și mare efect, zicem, de să-l aibă chiar și așa rezina de la apă, din Nistru, nu prea l-are. Adică, nu știu din ce considerare, dar este o mare tărăgănare. Al doilea variant cu studiul de vizabilitate și asigurarea cu apă din Prut. Eu am spus cum văd eu real lucrurile. Alocăm 1.400.000 de lei, dacă n-am dat la
alte chestii, fluorograf și mai trebuiești, și comandăm proiect pe hâșdieni. Pe hâșdieni. Las că noi nu să-i fericim pe toți. Eu nu văd variant să-i fericim pe toți odată. Dar eu văd că noi putem să obținem un proiect tehnic, finanțare pentru o localitate, ca să fie ca exemplu. Și când o să fie alegeri la Balatina, la Ciciulea, apoi lumea să vorbească, dar tu, domn primar, domn candidat, ai să poți face ca așa ceva de la hâșdieni? Ia că ce vreau să fie. Asta e, pentru că noi facem atât cât putem să facem, după noi o să mai vie lumea și nu mai proastă decât noi. Dar eu îl văd mai realizabil pe ăsta, pentru că o localitate, noi deja putem vrea să lucrăm cu dânsa. Domnul Ion, mai spuneați întrebare, dar răspuns la întrebare. Eu vă spun, potențialul economic de a avea apă calitativă, calitativă, unde e mai mare? La care proiect? La ACPA proiect sau la proiectul Nipro? Eu am răspuns, îmi pare destul de clar, pentru că n-ați via apă de la domnul Lâncuț, când ați via apă de la Nistru, n-ați via întâi 34 de localități odată. Tot ați via pe rând. Și încă un lucru eu o să mai spun, în cazul proiectului Razăcă, Soroca, Bălți, acolo nici nu se vorbește despre canalizare. Acolo se vorbește să aduc trupa aici până la fabrica de zahăr și să-ți iei drumul în rețeaua asta existent și asta e tot treaba. Spuneți dumneavoastră să promiti altceva în afară de lucrul ăsta? Nu. O să vii și o să facă meeting și o să spui că, pajalăsă, noi avem apă la Glodeni de la Nistru. Și mai departe băieți căutați parare, dar hai să căutăm de pe amus să băiem apă mai bună decât să o avem pe cei de la Nistru. Deci a avut în vedere domnul președinte cu aprovizionare cu apă de la Nistru. Asta e un proiect real care se finanțează și da, deja și în derulare. Ce a spus domnul, întrebarea domnului Încuță? ACFA proiect este un agent economic care face studii doar în domeniu, proiectare tehnică, proiecte de fizibilitate, de prefizibilitate și așa mai departe, pentru bani, în baza unui contract. Și nici de cum nu finanțează dumnealor careva proiecte pentru aprovizionare sau canalizare cu apă. Ca să fie clar, ăștia nu fac canalizare, nu dau bani pentru aceasta, ei fac doar studii tehnice. Și altă întrebare, care ar fi fost necesitatea să elaborăm un studiu de prefizibilitate sau fizibilitate, cum spuneți dumneavoastră, pentru tot raionul, dacă logic este că să facem pentru un sat concret, să faci și pe canalizare și cu apă, și studiu tehnic, și studiu de fizibilitate. Vă răspund care e logica. Știți care e logica? Și foarte simplu, ca o să fiți de acord cu mine. Logica e sursa și capacitatea de pompare, pentru că ca să planifici, frază, când au planificat toate localitățile, au ținut cont că capacitatea făbrii și de zahăr rezistă la 70% din localități. Restul trebuiesc alte capacități de pompare și de purificare a apelor. Înțelegeți? De atât și s-au făcut toate. Înseamnă că, după ideea proiectului, oricum trebuie să fie legat de Glodeni, de fabrica de zahăr. 70% din localități. 70% din localități. Eu am spus numai de la Canâncă până la Ciciulea nu o să fie conectate la fabrică, dar restul toate sunt aici, inclusiv și Struzovca, funduri și așa mai departe. Și îi spun eu specialiști că, în perspectivă, să pot moderniza niște capacități și să mai lăjească și localități de Târgu Jușcanul, Fălești, eu știu. Suntem la două păreri diferite. Prut, Nistru, Nistru, Prut. Dacă ar fi vorba de cumpărat o mașină de lux, da, ar fi altceva, dar merge vorba despre apă, merge vorba despre o idee propusă de guvern, eu cred că aș fi de părerea să ne gândim la apă. Asta nu e un lux, e o necesitate. Aceia care au proiectat s-au gândit bine că n-au proiectat. Cum să îmbracă pantalonii eu? Eu îmi fac dubii de tine, profesionaliști acolo sunt. Cum, având apă la Prut aici, ia, eu trebuie să o trag la 100 km când mă duc la Nistru? Nu e nicio logică, oameni buni. Nici o logică. Asta vă spun categoric. Pot să fie deșteptul pământului care n-ar fi. Niciodată el nu știe a face banii. Că ăștia sunt bani care ți-i dă cineva ca tu să-i gestionezi. Normal. Dar așa se primește că ne dă cineva bani, cineva, eu nu vreau să numerez de cine, e acela, vreau să vreau să-i bată la călcâie. Băi, oameni buni, dă-i la 1 milion și dă-i la altul 1 milion, și să zice ce să fac unul cu 1 milion și să fac altul. Așa se primește eu dat la cineva, hai și eu îmi bate la călcâie. De asta și mă doare. Având două stanțe de pompare pe Prut la noi aici, una la Cubani și una care este la Cufnești, nu de cine axăm cu apa să o aducem la Nistru. Asta eu s-o cred că iau o absurditate. Una la mână și a doilea. Noi neglijăm fabrica de zahăr. Vreau să fie noi vreau să punem crușe la fabrica de zahăr. Asta eu o înțeleg.
Dar asta o doresc mai mult. Ați văzut ce spune domnul director azi. Mulți doresc să nu fie. Și noi putem să-i ajutăm să dispară. Noi dăm putere să facem ca să rămână și să mai dezvolte ceva activități, dar nu să dispară. Și apoi îi spune lui Moș Ion, Moș Ion, știi ta că o caldare de apă de la Nistru s-o aduci, e mai ieftin decât una s-o aduci la Prut, la Ciciove. Cum să-i spui lui? Hai, spuneți dumneavoastră. Cum să-i zici? Cu aprovizionare cu apă e o problemă cu bani. De când m-am înțeles de tine, o să vorbesc și o despre apă. Și mai tare acum ați vorbesc nu despre Vișoara, despre Glodeni. De 3 ani și o leac suntem de-am consilier și tot vorbim și nu se rezolv. Eu mă refer cam fiica aici la Glodeni, când ies, când nu-i, când ies, când nu-i. Pe omul de rând al de mine, interesat să avem apă pe țară și sunt ca în prediu. Eu voi vota și voi reieși din problemă, că văd că azi domnul Cojocar, sau cum spune directorul aici, eu îmi pun întrebarea, dar dacă fabrica de zahăr la Glodeni nu apare, se dispare, ce facem noi? Noi am mult și văd că fi că iese două, trei ori în deal la fabrica de zahăr. Deci eu pledez pentru aceea, partea aceea din nord, zicem, dacă e Strâzovca și iese, dă Doamne să optem aprovizionat de la Soroca, dar asta de aici, o sfida, e tot nu-i de perspectiv, nu e azi, nu-i mâini. Iată eu și văd. Vedem o strecie, mai avem câteva luni și noi strecem din Consiliu, îți vii azi, iar azi spui tot așa, s-o vorbit de basenul acela de 800 de cubre, 8.000 de cubre cât este. Că el încă e înghețat, îmi pare. M-am întâlnit în zona acolo, la Trandafir, și m-a întrebat și mine, chiar cetățeni la Vișoara, când o să avem apă? Deci s-a făcut un fel de fântâne acolo. Eu nu pricep, Dumnezeu. Eu pricep și apa potabilă și zilnic și sunt ca împrejur. Deci ei s-au cât trebuie găsit modalitatea cât mai rapidă. Noi e clar că nu hotărâm azi. Noi mergem spre ce îi scotărâm, dar e nouă. Vreau să propun așa o bucăță de analogie. Când s-a făcut cu gazul. Dar vă amintiți când se vorbea că s-a făcut gazul cu așa, și când s-a făcut cu gazul cu așa, așa ar fi spus. Și când la urmă s-a făcut că s-a conectat cu la Brăz, zona și la Brăz. Tot cum nu văd necesitatea să mărească apa de la Nistru la Niești, tot așa nu văd necesitatea sau, eu știu, raționalitatea de a refuza folosirea posibilității de a se conecta la apa care deja e la Glăb, să așa, pentru localitățile este de un lucru. Deci, probabil aici trebuie de găsit cumva, având în pierdere, cum a spus domnul Modelă, studiul este de fizabilitate și țin de localitățile sunt valabile, indiferent de unde se vină. Deci, sursa de apă, pentru acolo, dacă am înțeles că este fezabilitatea, se întâmplă trei etape acolo. Cred că a fost efectuată ultima etapă pe care stă la baza, deci, proiectării, unde este legat cu aprovizionare cu apă, consumul de apă și ce apă reziduală, acolo este la bază. Dacă asta e posibil, atunci, probabil, nu ar fi cazul să negăm categoric unul pe altul. Ăștia din zona asta s-ar putea, fiindcă asta de acum e palpabil, așa înțeleg, să folosim varianta asta. Da, să mergi din timpul nostru apă. Vreau să menționez încă o dată. Aceasta este propunerea unui minister. Nu este propunerea unei persoane. Mai multe ministeri, la porunca primului ministru, au discutat acest subiect și au venit cu propunerea. Și propunerea vine, apropo, de la Agenția Apelor Moldovei, care este patronul Aqua Proiect. Și iată, acest proiect, acest studiu de previzibilitate, iată, eu îl citesc, studiu de previzibilitate, este la dispoziția dumneavoastră. Nimeni nu le neagă. Nimeni nu le neagă. Ele pot fi folosite. Și eu din start am propus ca partea Bălțului, satele respective, care în majoritatea lor deja au rețele interne, pot să beneficieze de apă și mai repede decât alte. Îmi pare rău să constat lucrul ăsta. Îmi pare rău să constat. Dar să dea Domnul să mă greșesc. Eu aș vrea că într-o zi tot Raionul să aibă apă, ceea ce este ireal. Dar noi trebuie să le dăm șansa la niște oameni să folosească niște bunuri. Eu nu știu dacă chiar sunt așa de necalculat să-i spunem cei de la Rășcari, care sunt parte a proiectului respectiv.
și care la fel au mers înaintea noastră. Atunci când s-a inițiat proiectul ăsta, eu la fel, la fel, mă gândeam, cum noi de la Prut să ne ducem încolo. Și nu am fost parte a proiectului și acum îmi pare rău că trebuie lucrurile să se discutăm atunci cu o mașă jumătate în urmă. Dar o mașă jumătate în urmă, rămânile astea, au fost la stradă, au fost în România, nu știu mai cum, nu știu, au negociat la nivel de guverne și li s-a dat bani. Și cel mai mare păcat este că inițiator la proiectul ăsta, al nostru, este raionul Râșcani și raionul Drochea și ei, din păcate, sunt în etapa a doua, nu sunt în prima etapă. Eu am discutat și cu un președinte și cu altul. Nu exclud și alt fapt. Noi, în cadrul proiectului ăsta, dacă suntem solidari, 2-3 președinți de raion, 2-3 consilieri mari, să-i convingem și pe aceia ca următoarea altă sursă prinsă de apă, să fie de la Prut în satul este. Dar pentru ca noi să avem cuvintele astea, noi trebuie să devenim membri a acestui proiect. Pentru că ideea, de fapt, mare este cum, de fapt, se întâmplă și în Europa, cum este și în România. Să formeze regii mari. Regii cu o cantitate mare de consumatori care ar permite ieftinirea costurilor la apă. Asta este ideea regiilor respective. Eu ține, nu socot că am dreptate în ultima instanță. Nu socot. Dar văzând că merge un proiect deja finanțat, care este alături de noi, eu socot că este păcat să nu dăm o șansă măcar la o parte de raion ca să beneficieze de acest proiect. Și eu vă asigur că nu este vorba de ceea ca să aducem apă de la Nistru sau să aducem primarul Prutu. Este vorba să meargă etapa asta. Eu sunt sigur că dacă în luna septembrie vin finanțatorii care v-am spus, am să solicit convocarea Consiliului. O să discutăm împreună cu banii cei care vin. Spune-mi, vorba de aproape 1 milion de lei. Noi putem banii aceia să-i direcționăm la proiectarea tehnică deja. Până atunci eu am să fac solicitări la Apele Moldovei, Agenția Apele Moldovei, care ne vor da niște costuri estimative, cât ar costa o proiectare și cu banii care avem să vedem practic tehnic ce putem noi proiecta. Ca atunci, pe urmă, să ieșim la sursele de financiare europene. Încă o dată, stimați consilieri, este prea serioasă. Prea serios subiectul. Încă o dată menționez că eu nu insist la dreptatea în ultima instanță. Dar solicit să avem o oportunitate. O oportunitate măcar pentru o parte de raion. Deci, tot așa cum s-a întâmplat cu asocierea. E bine, nu la îndoială din ce state asocierii. Toți cei care mai pragmatici și au pus în discuție deci, condițiile în care ne asociem. Să negociem deci, condiții mai normale, să avem mai multe beneficii. Nu, la noi populația a fost divizată în două părți. Таможний союз та Унія Європейська. З тих сидів, з негочієм, шакола, шакола, карі, шинчі кондиції не примісно. Тот аж аж і час примісно. Чи каз де фаці, так аж обсервати, я став в позиції, ка з валорифікам, що посібілітати аста, фінки дежа, є чава, палпати, функціонал, потім зона аста, так маса се чекуто, два чека, наві мапен годин, що я гадя тита не асочієм аково. Дежа саме, куни пункт, fabrica de zahăr și pe toată conducta de apă de la Pro. De atâta când vrem să luăm în Glodeni, apă de acolo. Dacă n-ar fi fost chestiunea asta, atunci eu consider că este rațional. În afară de asta, deci probabil că este rațional în unii sate, inginerii de avut niște fântâni de astea arteziene și nu din bani fofărlica că costă câteodată un traseu de astea prin niște teren, știți, cu relief complicat, mai mult decât să pui 10 fântâni arteziene acolo. De atâta chestia dată trebuie să aibă un aspect mai mult ingineriesc, pragmatic. Cât privește, ați spus opinia Ministerului Economiei și Ministerul Mediului. Eu știți, am rezerve față de opinia acestor două ministerii, din motivul că ei consideră specialiști în toate domeniile, imediat. Neavând secțiune respective. În același timp, nicio cedulă, nicio scrisoare, cât nu la Ministerul Construcției și Amenajării Teritoriului, care se ocupă de fapt domeniul.
ce este? El este ignorat în cazul față. Nu de atât dacă acolo e la alt partid, e indiferent la care partid. Dar de ce se ignorează ministerul care, de fapt, deține și specialiști și toți ceilalți? Acum am o căutat, dar în Moldovei, la Ministerul Mediului acum. Dar eu știu ce, când s-au pușcat cei mai mulți porci, în educa protejată, eu știu când s-au faramat pe toată zona cei care era cea mai protejată, când au dominat departamentul mediul 2 ani, începe cu Nibile și cu Oazipurile de la de acolo, de la Năslav și apare, da? Întrau sâmbă dimineața și ieșeau duminică seara la Cahul cu vânatul. De atâtea oameni ești care numai derijează, controlează, sensibilizează cu opinia publică, ei nu poate să-i dă niște, eu știu, niște explicații convingătoare. Eu pentru v-am spus, proiectul ăsta în partea ce ține de asigurare din spre Bălți. Fiindcă nu e rațional să avânt sub coaste Bălțul cu conducta deja funcțională să rămâi și n-ai la știi de unde e de la aproape. Tot așa nu-i corect dacă ne dăm și să o stopăm în fabrica de zahăr. E diferent a cui. Fabrica de zahăr o să stopieze dacă noi nu o să dorim să avem statalitate și dacă nu o să dorim să avem economie și nu o să dorim să avem venituri. Noi vorbim în toată ziua la toate sesiile de împărțit bani. Și de-abia azi am încercat să vorbim puțin cum de făcut producerea să adunăm bani și banii alocați pentru proiectul vechi, mi-aduc aminte că eram aici și a fost când se discuta noțiunea de studiu de fezabilitate. A fost inițiatorul domnul Lungu, Gheorghe Alexandru, și când a spus, domn președinte, faceți un studiu de fezabilitate. Asta a fost inițiatorul. Știu ce bani s-au fost dați atunci. Acum, într-adevăr, banii ce îi dăm într-o parte, poate și-i corect. Munca aceea, poate e corect, o dăm într-o parte și luăm altă, dar când pun cântar apa Prutul și apa Nistorului, iarăși apare o neclaritate. Ceea ce spuneți dumneavoastră, și eu sunt trăitoare orașul Godin, știu ce înseamnă când te trezești și îți spune, uite, mâine o să deconectezi apa, e asta, e o grozăvie, ce se întâmplă între cetățenii raionului orașului nostru. Deci aș susține cu amândouă mâini și proiectul care dumneavoastră mi-l propuneți și nu mă dau și de la apă de la prut. Nu vă temeți că noi o să intrăm în istorie. Iată ăștia, mâna asta de consilieri, 20 ceva, cât suntem astăzi aici în sală, vom intra în istorie că luăm așa o decizie de a ne dezice de apa prutului. Poate căutăm o modalitate de a mai analiza problema. Poate facem o ședință a Consiliului Raional specific doar pe chestiunea respectivă. Să vină specialiștii de resort să ne explice așa la mâna a doua, a treia, la gradul nostru de eu sunt biolog, prima mea specialitate, și câte ceva pot să mai înțeleg, dar nu sunt constructor și nu sunt finanțist. Pot să-mi fac niște concluzii pentru mine, dar ca să luăm o decizie acum colectivă, pro sau contra, mi-e complicat. Chiar vă spun sincer, mi-e foarte complicat. Hai să luăm dar o decizie nu politică și domnul Vecislav a spus că știu eu cine e acolo cu banii. Dar spuneți-o, domnul Vecislav, că știe toată lumea cine și ce are. Dacă este interes, să știe toată lumea. Este interes. Cu toate 99,9% ce se întâmplă azi în țară, tot este interes. Politic. Eu știu că s-a concentrat într-o singură persoană, adică într-o companie care a luat toți banii ăștia și vreți să facă asta. Eu înțeleg că chestia, cum se spune, că e macro și așa de, dar eu nu înțeleg un singur lucru. Când s-a făcut proiectul ăsta, nu s-a putut diviza banii ăștia în două? Adică o parte să aprovizioneze, adică banii ăștia, dacă-s grant, venit de la un stat, cineva acolo la nivel, eu asta am putut vedea, la nivel, loptul să-i împarte jumătate cu ei. Băi, o parte se aprovizionează din prut, o parte din mistru. Păi, pare că e mai rațional. Și o să ieșim toți la rampă și fiecare o să aibă segmentul lui de dreptate până la urmă. Și de ce eu, parcă așa mi se pare, nu știu cât este de corectă, dar de mai analizat și foarte atent de luat o decizie. Foarte atent. Apa și aerul. Două lucruri inedite care fără ele nu se poate de exista. Așa că poate mai facem o ședință.
special, cu specialiști. Poate noi, cum a propus și domnul Cisar, pe Spania ăștia, poate rupem și acolo și acolo și împăcăm tot și o să fie corect. Proiectul ăsta de anul derulează, da? Corect. El de anul lucrează, adică e făcut așa, e făcut așa. Apoi, uitați, a spus corect acum, da? Dacă a spus acum corect, e un lucru de bani. Dar care e graba noastră? Dacă el deja merge de la schimbul nostru, noi întrebăm acolo, n-am să mărească doar țara. N-am să pui țara mai largă sau mai mică. Deja proiectul e făcut. Răzghii e merg. Răzghii și noi putem să aderăm, să vedem cum o să derulez, să vedem ce efecte avem aici. Iată care e chestia. Sunt două etape a proiectului. S-a început prima etapă și a numit Raioana, în special Maribela. Soroca, Băl, Telenești, Florești, Telenești și Sângerei. La a doua etapă este Drochea și Râșcari. Și am menționat în mod întâmplător că inițiator a fost Drochea, ăsta Râșcari. Și ei, din păcate, au intrat în etapa a doua. Acum, care este ideea? Ca și noi să fim inclus ca parte de proiect în etapa a doua. Ce înseamnă asta? Devii membru inițial a unui proiect. Pe urmă, când toate este entități, 5, 6, 7 raioane, cât o să fie ele, formează un consorțiu. Și e clar că e ușa deschisă pentru orice raion. Dar vii atunci cu banii tăi, te conectezi la sistemul deja existent. Acum banii ăștia vin din proiecte europene. Am numit suma 30 de milioane de euro, și mai urmează încă 20 pentru acestea două raioane. În eventualitatea, dacă noi dorim să ne atașăm de acest proiect, ei sunt gata. Ei sunt gata să facă calculul de rigoare ca pentru etapa a doua să solicite suma care ar permite și raionul nostru, parte din raionul nostru, să fie parte componentă a acestui proiect. Iată sensul la lucrul ăsta. Și nu este vorba dintre aceia că a să ne ducem și câte un an și a să ne plinească. Situația o să schimbe cardinal și instituțional și juridic, o să schimbe în toamna anul ăsta. Pe viitor o să fie imposibil, dar cu banii proprii. Iată ce câștigăm noi acum. Noi acum câștigăm dacă intrăm membrii la autobus, intrăm în autobusul ăsta, ne ducem undeva cu autobusul ăsta. Gratis. Gratis. Noi nu punem azi în discuții că astăzi ne de exemplu, pe ductul ăsta, cum se numește Soroca, pe el trebuie să știm, îți cunoaște foarte mult, foarte bine. Noi astăzi avem apă în Mlădeni, avem șcanizare, avem în Mlădeni, avem și aducte, avem în Mlădeni. E problema, e vorba parcă să avem un partener mai strategic, da, la Soroca. Dar cum putem să avem un mai strategic? De la Bălț. Că apă canal Bălț față de vodocanalul Soroca are 10 milioane de datorii, vodocanalul, ce am atare, 10 milioane față severă zapă de electrizit, sau cum se numește nord-vest. Și ce garanții noi ne vânăm acolo? Noi ne fugim la 1 milion de datorii și ne vânăm la 50-60 milioane. Ați finanțează, ați construiați și ați spătat băieții. I-am plătit voi apă mai departe. Noi nu știm cum să plătim. Ați vedeți că așa și situația. Noi nu punem întrebarea când avem astăzi apă la Glodin. Noi avem problemă cu pachetări față, cu energie și cu toate probleme. Unii la conducta Bălți, acolo sunt aceleași probleme, nu mai mult. Sunt mai mari probleme. Vine că sunt mai mari probleme. Apă canal Bălți, față de Red Nord, la moment are 18 milioane de lei. Nu știu câți bani apă canal are față de vodocanal. Și vodocanal câți are față de nord-vest. Noi parcă fugem de... Deși ești probleme, nu vrem în aceeași probleme, parcă. Noi nu avem problemă cu avem apă astăzi. Dar noi e problemă, problema fără și... Că băieți astea stăi picioare și tăia pe cărbăniță, asta e practic cea mai mare problemă. Interesant faptul că, adică, posibil că cei de azi n-ai făcut un proiect, cu toate lucrările astea, și este proiectul, și puteți să ați cărbăniță. Spuneți, vă rog, noi ia ca azi primim hătăriri și treaba pe noi. Dumnealor, eu evidez toate lucrările astea, oare eu s-o cuatază de el, s-o spuneți, și spun ce noi facem noi. Vedeți, știu că trebuie că în momentul de față eu stăm pe doamna Elena, că noi ședem în mă, știi că mine capul nu lucrează, care face și că dacă atunci noi am fost prieteni și am vrut să fășem ceva, și acum îi luminește, lămâriți-le dacă poate cum este. Că dacă ei vin, lăsați vei că noi avem a noastră sistemă, noi avem a noastră lucrări, de unde ne dați și ne dați. Pur și simplu,
Sau cum spuneți dumneavoastră, că dacă aderăm la asta, spuneți numai zona de nord, Bunduș, Truzău, Căsădovă și ce mai atinge, dar e foarte de altă privire de la Prut. La unul acest studiu. Tate, eu cu dânsul am fost la Apele Moldova. Apele Moldova a făcut copii. Prima preventivă, dar la ședința asta a fost la nivel de Minister de Mediu, la nivel de Apele Moldovei și managerul proiectului acolo. Ca preventivă situației, eu am privit harta și mai era anexat aici și zice că da, posibilitatea este. Chiar au făcut și unii copii. Dar pentru ca să mergem, trebuie întâi să avem consimțământ. Vostru, voi merge. Și pe urmă să discutăm nuanțe. Deci ceea ce vorbim noi acum, unul dător la altul, chestii, astea sunt chestii care se rezolvă, tehnici. Noi acum vorbim de lucruri de principiu. Dacă noi acum dăm acord, asta nu înseamnă că mâine ați știut foarte clar tăt. Clar că aceste studii o să fie principala carte de la care o să pornească proiectarea. Și nimeni nu le neagă. Eu nu înțeleg de unde atâta temere că le neagă. Nimeni nu le neagă. Cine le neagă? Dacă asta ar fi fost, să spunem, eu știu, un proiect tehnic. Da. În situația asta, eu înțeleg, trebuie să schimbăm proiectul tehnic. Dar asta este un studiu de fundamentare. Care e problema? Aici se arată niște cifre. Câtă apă avem nevoie, în cât timp, cum și așa mai departe și așa mai departe. Mai departe, să spunem, pe unde o să meargă țava aceea, ce grosimea să aibă țava aceea. Și așa mai departe, asta deja e la nivelul proiectului tehnic. Proiectele tehnice o să se elaboreze în baza acestor studii. Și nimic, niciun document nu neagă unul pe altul. Să schimbă pentru zona de Bălți sursa. Iată care e problema. Asta e lămurirea care v-o da dumneavoastră și chestiile astea sunt, au fost discutate la nivel de ministerie și departament. Și managerul respectiv. Noi, în perioada asta de timp, că avem studii de fizabilitate, noi nu am găsit nicio variantă, nicio posibilitate, nicio încercare n-am făcut, ca să începem realizarea deja practică a lui, înțelegeți? Dar pe de altă parte, noi aderăm la alt conduct care nu ține cont de conceptul elaborat inițial. Ține, va ține cont. Noi am... Deja au luat copia ca să țin. Noi pe Clodin, ca să nu putem finaliza asta, pentru că asta trebuie în rețea asta, că dacă o finalizăm, să mărim consumatorul și reduc încă mai tare apă. Și iar eficient când fac organizare. Ele se complementează la pe altă. Și tot timpul, orice țară, orice unitate. Când au avut alternativă, au avut numai de câștigat. Au avut numai de câștigat. Nu vreau să dau exemplu cu gazul, care se dorește acum să fie alternativă. Toate lucrurile astea o să stabilim noi împreună cu dumneavoastră. Nu exclude unul pe altul, invers, se complementează. Și depinde de noi împreună, în bază la documentația asta, ce proiecte tehnice o să le facem. Eu sunt sigur că cel puțin proiect tehnic în Valea Prutului, nouă ni s-a spus că o să ne coste în jur de 1 milion. Toate banii ăștia poate în luna septembrie aduce și noi putem să vorbim despre toate satele astea din Valea Prutului. Nu știu. O să văd când am documentele precise în care Apele Moldovei spune că da, aproximativ de la tare, tare, cu masă de 10%, iată în suma asta de bani, puteți să elaborați proiectul tehnic. Poftim. Și le facem. De ce iar dacă îmi permite? Vă permit. E că noi aderăm la direcția asta. Fabrica de zahăr nu-și găsește loc aici. El nu are loc. În conceptul lor. Fabrica de zahăr o are locul și are locul în urcați în vădere. Până la urmă, că eu am făcut niște lucruri de care nu că spii hârtie, dar sunt realitate, bună cu niște oameni. Păi vă întreb încă o dată, dacă excludeți din joc fabrica de zahăr, cine ți-ți curăță apele rezidoare din Glodieni? Pentru că directorul și-a la ori, mă gândesc de oameni buni, voi aveți apă de la Soroca, să vă curăță ei târla, mă scuzați de expresie. Și ce spuneți dumneavoastră că nu se exclude? Iată ce spun eu și ce afirm. Că în cazul când se exclude fabrica de zahăr, tot ce a fost studiat fizibilitatea, e tot să duci puhii pracul. Nu înțelegeți cât e legat împrejurul ei? Nu exclude nimeni fabrica de zahăr. Astăzi, fabrica de zahăr aprovizionează orășelul Glodieni cu apă. Nu aprovizionează nicio localitate cu apă. Noi vorbim astăzi cu dumneavoastră de localitățile din zona Bălți. Asta deloc nu exclude fabrica de zahăr.
Dar, paralel, am propus proiectarea în Valea Prutului. Care? Trebuie să o gândim cum o să fie. O să fie după studiile respective. O să fie principal autor fabrica de zahăr sau nu o să fie fabrica de zahăr. Asta deja o să spună tehnicieni. Dar nimeni nu exclude. Dacă astăzi, zona Bălțului, ar fi fost aprovizionată de fabrica de zahăr Glodeni și ați fi propus dumneavoastră să-i excludem și trecem la altă rețea, da, atunci putem să vorbim să-i exclud. Dar nu este așa. Satele astea nu au apă. Eu, avem aici specialiști care știu foarte bine care este calitatea în fântânele din satele din zona Bălțului. Și asta pentru că ar fi o alternativă. O alternativă foarte bună. Pentru că astăzi aparatura nouă care este purifică în așa mod apa că ea devine destul de calitativă. Indiferent că inițial e mai calitativă sau mai puțin calitativă. Apa din Nistru nu este infectată chimic. Apa din Nistru are probleme la capitolul organic. Asta este o situație rezolvabilă. Spre deosebire de apele de sondă, unde este florul. Și florul ăsta nu s-a inventat încă un filtru care să-l disocieze din componența florul și nitrat. Stimați consilier, eu înțeleg că este complicat acum de luat o poziție. Eu cel puțin pot să vă asigur că noi nu intrăm într-o avantură sau într-o situație unde o să trebuiască, eu știu, să depunem niște bani, să suferim eșec. Noi intrăm într-un proiect. Într-un proiect deja finanțat, care ne dă posibilitatea la o parte din raionul Glodeni să aibă acces la acest sistem. Deci aia și eu nu știu dacă am fost prea explicit în toate. Eu, dacă observați, nu-mi permit să fac afirmații diametral opuse sau extremiste. Lucrurile respective, vă asigur, nu sunt invenția unui om. Astea sunt niște propuneri propuse de ministere și servicii care se ocupă în domeniu. Deci și eu am ieșit cu acest proiect de decizie și vă propun și vă solicit dumneavoastră susținerea acestui proiect. Domnul Rășcan, poziționarea raionului nostru, Glodeni, poziționarea geografică, e destul de interesantă vis-a-vis de raionile respective. Da. O parte se află în zona Prutului, o parte se află în zona Bălțului. Nu e posibil ca primăriile, cu dumneavoastră așa și explicați, cu o parte din primăriile raionului, din localitățile raionului, nu e posibil ca o parte din localitățile raionului, stau aici în sală, văd primar din Struzovca, fundul vechi a plecat, păi să iei, deci, să intri în proiectul respectiv, dacă așa se dorește cu tot binele, da? Localitățile respective, primăriile respective, să intri în proiect. Noi până când un pic mai temperăm pasul și lucrăm cu proiectul care ne vine până acum, ca să fie o soluție, poate. Decât deloc. Adică noi toate lucrurile astea le percepem dreptat. Numai la noi, în primieră, în Moldova, conceptul de aprovizionare cu apă s-a înțeles direct. Adică numai apă, fără canalizare. Conceptul european, sub fișa de aprovizionare cu apă, între două țări. Una care vine și alta care pleacă. Deci nici nu se discute acest subiect. Orice fond european, orice, atunci când vorbim de o anumită aprovizionare cu apă, automat aici este planificată și canalizarea. Dar nu e acum e problema în orășelul Glodeni, pentru că lungimea țevilor de aprovizionare cu apă este cu mult mai mare decât lungimea canalizației. Și noi ar fi trebuit acum să mergem de urmă cu canalizarea. Dar eu sunt sigur că o terminăm noi anul ăsta cu tot, toate, să finisăm proiectul ăsta de stabilire a rețelelor de apă. Deja parcă suntem pe ultima 100 de metri, dar urmă să putem și în orășelul Glodeni să mergem ca să aducem o balanță între lungimea de aprovizionare cu apă cu lungimea de canalizare. Dar acesta proiect, într-adevăr, privește așa, două țări. Da, domnule. Dar cel mai bine, nu vă supărați, cel mai bine, dacă noi se dorește,
poți să soliciti informația de la Apele Moldovei privind acest, caracteristicile tehnice a acestui proiect. Ce presupune acest proiect? Dacă se dorește, poftim. E stringent azi, în momentul de față, când suntem de văștiți acest blud de șteți și în justiție să faci, ori noi putem să amânăm o bucățică, să facem o zi, ne strângem fără de plată, dar știm că facem o hotărâre. Cu bucăți de specialiști, trebuie să plată, dar știm întrebarea ta. Pentru mine, în calitate de autor, toate pozițiile care le-ai spus sunt foarte clare. Eu nu am dubii. Sunt foarte conștient de ceea ce vă propun dumneavoastră. Dacă este nevoie de anumite consultări, și consultările astea o să vă aducă dumneavoastră niște concluzii, că eu am venit cu o propunere care este, contravine interesul cetățenilor noștri, la aceeași ședință următoare, dumneavoastră puteți să anulați această decizie și să arătați. Ea contravine interesul, nu va fi funcțional, nu va aduce apă, sau dacă va veni apă, ea va fi, să spunem, un cost astronomic și oamenii de rând nu o putea folosa. Cel puțin, având la mine aceste documente, aceste propuneri, că deja este un proces, s-a început de la situația când s-a întrerupt apă. Am ajuns la guvern. Guvernul, și asta nu e acum, asta e de câteva luni, a analizat situația asta și ne-a pus pe masă o alternativă. Deja pentru mine este foarte clar că situația asta noi... altceva nu este. Cu atât mai mult că cel puțin discuția de la Apele Moldovei a fost că să ne hotărâm mai rapid, toamna asta până în luna septembrie-octombrie, să ne hotărâm mai rapid. Dorim ori nu? Dacă dorim, acolo le dăm dureri de cap. Să nu credeți că managerul proiectului a fost foarte fericit când a auzit de porunca asta. A spus foarte clar că astea sunt dureri de cap. Dureri de cap la proiectare și dureri de cap la sursa de finanțare. Deci ea, oricum și lor le trebuie timp. Dar dacă noi refuzăm, nu e o problemă. Putem să refuzăm și astăzi, și peste o săptămână, și peste o lună. Nici o problemă. Eu înțeleg că sunt proiecte bune, a doua, a treia. Este prima bază ca să câștigăm niște bani. Deci dacă merge vorba despre bani, atunci noi trebuie să facem asocierea asta ca să le câștigăm. Dar după aceea să începem proiectele și ele care sunt. Uitați-vă, asta e logica. Că dacă s-a format un proiect, eu înțeleg întrebările astea, că scoresc consilieri și noi întrebarea asta trebuie să o luăm cu un control foarte serios. Și să ridicăm întrebarea asta, cum au spus toți consilieri, să o luăm la control, că să nu ducă, nu ne ducă banii ăștia undeva încolo, așa e. Noi aici trebuie să rezolvăm problema asta, riscul, ca să câștigăm banii ăștia. Dacă vom câștiga, vom începe a gândi. Dar și noi nu putem să difuzăm la sesie, să ieșim din asocierea asta, dacă vom gândi că noi putem. Putem. Apoi eu să pot o întrebare cu noi toți, astăzi susținem întrebarea asta, că întreb, dar punem aici niște condiții ca președintele să aducă toți specialiști, să aducă întrebările astea, să facă întrebările astea cu din Prut, să coordonăm întrebarea, poate este cu uzina de zahăr, întrebările astea trebuie să formeze ori o comisie, ori asta, și să luăm odată o decizie corectă. Eu nu văd în asta tălhărit, nu văd în întrebarea asta, s-o adresat președintele că nu i-a gândit asta. Mâine, păi mâine, iar Blodene n-or să aibă apă, iar începem a căta una. Și a doua întrebare, chiar din noi nu facem partea asta, dar de la Bărți până la Struzov, ca fundere și ea, ori avea acces oamenii și ea. Hai să fim reali, nimeni nu face, dacă ori trage apa de la Bărți până la asta, asta e o rușine mare, domnul președinte, și vă rog, întrebarea asta să fie luată. Asta e rușine pe tot țară. Deci întrebarea asta, eu propun, dăm acord și noi ori formăm o comisie din consilieri, ori asta ia, din toate partidele, să fie întrebarea asta corectă și dictată. Vechi sunt în situația acum,
care nu putem hotărâ, dar necesitatea apei la aceste trei sate, Sturzovka, funduri vechi și funduri noi, este mai ceva ca strigător la cer. De ce cauză? 25 de ani, împrejurit satele cele care au fost complexul de vitărit, porci, acolo și tăr. Noi am analizat apa din satul Fundurii Vechi, au fost sanapidul timpului și ele și tăr. În afară de nitrați și nitrit și este în toată Moldova, un procent foarte mare de amian. Foarte mulți bolnavi care au lucrat în fermele acestea au trecut cu cancer la sistemul respirator și după aceasta, acum ce s-a găsit, eu vă rog să trageți atenția, 65% din cancerul gastrointestinal este numai din cauza apei rele și alimentației. Eu știu, dacă merge vorba numai despre cele trei sate, ca cetățean acestui sat, ca medic, ca consilier unal care oameni m-au înaintat, eu vă rog să susținem. Îmi pare rău, Ivan Harcă, e satul meu și aici mă lupt într-o dânsă. Dacă nimeni niciodată nu a pus în avarială importanța și necesitatea studiului dat. Este foarte benefic, ca chiar mai mult. Știți, puțin m-am subțit și obișnuiți, am spus că nu s-a lucrat studiul dat după ce a fost elaborat. Noi chiar am avut o intenție foarte frumoasă și am depus un proiect la Agenția de Dezvoltare la ADR Nord cu aprovizionarea cu apă potabilă. Domnul primar, domnul primar, nu o să îndeie să mint cu localităților din lunga Prutului. Proiectul dat n-a trecut în etapa 3, finanțare, doar din simplu motiv. Nu era studiu tehnic la studiul de universitate. Și al doilea punct, nu mai puțin important, că a fost răzlițit parteneriatul dintre comunitățile, sau să spunem primăriile noastre, care în ultimul moment, doi din primari s-au retras propunerea de parteneriat pe proiect. Dar proiectul e depus la direct și nu e o problemă să fie reluat și lucrativ mai departe. Punem la vot proiectul președintelui. Cine este pentru acest proiect? Vă rog să votați. Domn Păsălachi, chiar așa. Eu vă votam. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Sunt convins că era normal ca în cazul întrebării de astăzi să fie invitat specialist de la să-ți ajute de metale. Nu să ne facă nouă cartelul, dar să ajute de metale. Aqua Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale, Aqua Proiect. Și eu știu, cam 3-4. Și să vorbim cu tăși care chestie și ce e rostoc pentru dumneata în cazul ăsta. Nu că avem vreo să cândoiere dumneata ca un om, dar ca specialist am, pentru că dumneata tot n-ai făcut proiecte astea, vreo că așa de ambergur, cum are experiența Aqua Proiect, Abile Moldova și așa mai departe. Și să întrebăm, cum spune dumneavoastră, cum ați fi cu epurarea, cum ați fi cu fabrica de zahăr, cum ați fi cu fidelitatea asta să-i întrebăm pe și de Aqua Proiect, și rău în chestia asta, e, dar dacă cineva se găsește vreo logică, Ivan Roman, ce este logică? Nu-i. Nu și eu nu treaba asta. Și e jostor în chestia asta. Nu ajustești nimeni, nici președintele, nici președintele Șantinscă. Deși problema în asta. Asta e ceva absolut normal. E prea importantă problemă ca să fim exact pe aceeași poziție toți, înțelegeți? Vă spună altă poziție, în afară de cei pe care au spus-o conducătorii respectivi. Deci e așa, am și eu dreptul la opinie, ca și dumneavoastră fiecare, ca și dumneavoastră fiecare, să presupun că nu se dorește inițierea acestei proceduri de aprovizionare cu apă. Sunt diferite forme. Eu, deci așa am spus, nu mă refuz. Și n-am să-l refuz. Și mai mult ca atât. Spre deosebire de mulți alții, eu o să vin de grabă cu bani concreți pentru proiectare. Finanțări concrete. Nu din bugetul raionului, nu din bugetul țării, dar de după graniță. Și am să vă dovedesc concret când doresc
foarte concret, să aduc apă, nu să speculez la nivelul apei. În contextul respectiv, văd o oportunitate și o posibilitate mai rapid să există apă în zona asta a Bălțului. Alt concept, eu pur și simplu, nu-l văd. Nu-l văd, nu de atâta că nu am capacitatea să o văd, dar mi-a recomandat-o și ministerele respective. Spuneți-mi, vă rog, în situația asta, eu deja cum? Cum? Să vin cu altă propunere la dumneavoastră? Cu aceeași propunere a să vin. Este chestia de esență. Este chestia nu de formă. Că o să mai vin trei oameni aici ia la noi în Preziliu și o să vă convingă pe dumneavoastră. Că nu asta e convingerea. E vorba de esență. Deci, încă o dată, eu nu refuz de a lucra și o spun asta foarte serios. Și vreau să mulțumesc fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova că susține această idee. Îmi pare rău că nu este înțelegerea celorlalți consilieri. Și am să vin, și am să vin, și a liberat, pardon, ce a spus, foarte bine. Și am să vin, deja cu fapte foarte concrete, financiare, în timp apropiat, ca să vă convingeți și dumneavoastră că nu vorbesc pur și simplu teoretic, dar am capacitatea să atrag și finanță și dacă încep un proiect, să duc până la cap. Și asta am să o fac.